Vom face acum un test pentru clasa 12-a, dat în anul 2020, în vederea examenului de admitere la Politehnica din Timișoara, evident la matematică. Prima problemă, să se determine familia primitivelor funcției f definită pe, hai să scriem aici, pi pe 2, 3 pi pe 2 cu valori în R, unde f de x unde f de x egală cu 1 pe cosinus din x, da? Bun. Pentru asta vom face integrala. Integral din 1 pe cos de x de x, da? Acum, știți că dacă o funcție rațională de sinus de x și cosinus de x am o funcție rațională, adică observați, la mine e funcția 1 pe x în loc de x pus ăsta. Avem mai multe substituții, da? Și anume, dacă funcția este impară în sinus, adică dacă în loc de sinus pun minus sinus de x și mi-iese minusul afară, se face substituția cos de x egal cu t. Dacă punând minus cosinus de x și îmi scoate minusul afară, este impară în cosinus, se face substituția sin de x egal cu t. Dacă este par, adică R de minus sinus minus cosinus îți dă plus R de sinus cosinus, se face substituția tangent de X egal cu T, iar substituția universală este tangent de X pe 2 egal cu T. De obicei o să apelez în ultimă instanță la asta. De ce? Pentru că ridică gradul. Spre exemplu, la cosinus la 1 o să mă duc într-o chestie de gradul 2 în T. Dar o să vedem. Ia să vedem la mine. Iată, dacă în loc de cosinus pun minus cosinus, observați, îmi scoate minusul afară, deci pot să merg cu substituția sin de x egal cu t. Deci zicem, haideți să vedem sinus de x egal cu t. Dt înseamnă cine? Derivata lui sinus, care înseamnă cosinus de x ori de x. Prin urmare, integrala noastră o să scriem așa, amplificăm cu cos de x. Deci vine cos de x de x pe cos pătrat de x, da? Dar cos de x de x sus este dt, iar jos 1 cos pătrat este cine? 1 minus sin pătrat de x, adică 1 minus t pătrat. Deci facem integrala asta. Hai să o vedem cât este. Deci descompunem fracția 1 pe 1 minus t pătrat, se scrie 1 minus t ori 1 plus t și o descompunem în fracții simple, adică a supra 1 minus t plus b supra 1 plus t. Cum facem? Aducem la același numitor, da? Deci obținem 1 egal cu a pe lângă 1 plus t plus b pe lângă 1 minus t și ca să le aflăm pe a și pe b, îi dăm valorul lui t. Care? Valorile care mă anulează. Asta iată. Pentru t egal cu minus 1 obținem 1 egal cu 2b, deci b egal cu 1 pe 2. Pentru t egal cu 1 obținem 1 egal cu 2a plus 0. Deci a este tot 1 pe 2. Prin urmare, integrala noastră devine cine? Integrală din, deci de aici, da? Integrală din a, adică 1 pe 2 pe 1 minus t plus 1 pe 2 pe 1 plus t de t. Cât face asta? Scot 1 pe 2, integrală din, scot și un minus, integrală din 1 pe t minus 1 face logaritm din modul din t minus 1. Plus 1 pe 2. Integrală din 1 pe t plus 1 face logaritm din t plus 1 în modul. Adică egal cu 1 pe 2. Observați, logaritm minus logaritm înseamnă logaritm din modul din t plus 1 pe t minus 1. Da? Egal. Revenind la substituție, cine este t-ul? Este sinus de x. Deci egal cu 1 pe 2 logaritm din modul din 1 plus sin de x pe sin de x minus 1. Acum, atenție, hai să vedem semnul modulului ăsta. Vedeți ce se întâmplă. Știm că sinus de x este mai mare ca minus 1, mai mic sau egal cu 1. Prin urmare, 1 plus sin de x este pozitiv, că e 1 plus, iată, trecem în partea asta altă, iar sin de x minus 1, dacă îl trecem, este mai mic ca 0, deci modulul o să meargă cu minus, adică o să vină 1 pe 2, pe lângă logaritm din 1 plus sin de x supra 1 minus sin de x plus o constantă c. Asta este integral. Hai să vedem dacă o găsim în grilă. 1 pe 2 logaritm din 1 plus sinus pe 1 minus sinus supra c. Iată. Observați, aceasta este integrala noastră.
Bun. Și tu. Deci a doua integrală. Ce pentru